Îți mulțumesc că ai rămas cu mine până acum și ai aflat câteva detalii despre laser. L-am invitat din nou pe domnul conferențiar dr. Nicolae Crețu de la Universitatea Transilvania să ne explice puțin mai mult despre secretele laserului. Mulțumesc că ați venit aici. Bună ziua! Am foarte multe întrebări, dar o să mă limitez numai la vreo câteva dintre ele. În cadrul emisiunii eu am pomenit de faptul că există anumite nivele de energie pe care electronul urmează să fie stabilit în funcție de orbita sau de atomul în care se află. Acum întrebarea mea era în felul următor. Atomii de pe fiecare strat posibil au nivelele astea de energie sau numai de pe stratul superior? Cred că trebuie să facem o incursiune puțin în fizica aceasta a atomului. Dacă privim atomul ca un sistem fizic, atunci trebuie să ținem cont că în interiorul lui acționează mai multe tipuri de forțe. Cea mai importantă este forța de atracție dintre nucleu și electroni. Da. Această forță de atracție introduce o energie potențială de interacțiune în cadrul atomului. Da. Între electroni există forțe de respingere electrostatice, care la rândul lor introduc o altă energie potențială de interacțiune. După aceea trebuie să mai ținem cont că fiecare electron poate fi văzut ca un mic magnețel, fiindcă el efectuează două tipuri de mișcări în atom. Da. Este mișcarea orbitală, care creează un moment magnetic orbital, și mișcarea de spin, care creează un moment magnetic de spin. Există interacțiuni și între aceste momente magnetice ale electronilor. Per total, deci, dacă ținem cont și de faptul că electronii nu stau pe loc, ci se rotesc, se mișcă în interiorul atomului, vom avea o energie totală egală cu suma acestor energii, energiile cinetice de mișcare plus aceste energii potențiale de interacțiune. Se știe că orice sistem rămâne într-o stare stabilă, într-o stare care durează foarte mult timp, deci rămâne dacă energia satisface o condiție de minim. Deci energia trebuie să aibă o valoare minimă. Da. E ușor de explicat asta. Dacă, de exemplu, avem o groapă și o bilă, dacă încercăm să punem bila aceea oriunde pe marginea gropii, vom constata că bila se rostogolește în fundul gropii și poate să rămână acolo un timp foarte lung. De ce rămâne acolo? Pentru că acolo energia potențială este minimă, energia particulei, energia acestei bile. Ei, la fel și cu atomul. El realizează o stare de energie minimă, care se numește și stare fundamentală. Starea asta fundamentală însă se realizează prin gruparea electronilor pe anumite nivele energetice. Așa. Per total, energiile acestora dau energia fundamentală. Atomul însă poate să emită sau să absorbă energie. La absorbția de energie din exterior, el trece în niște stări numite stări excitate. Da, da. Pe aceste stări excitate, fiindcă ele nu sunt stări stabile, deci ele sunt stări în care energia nu realizează condiția de minim. Atomul nu rămâne foarte mult timp, de aceea el trece sau revine în starea fundamentală, evident, emițând energie. Aceste stări energetice se numesc stări excitate. Da. Și deci atomul poate să treacă din starea fundamentală în stări excitate. Dacă clasificăm stările excitate după timpul în care atomul poate rămâne pe aceste stări, există între stările excitate niște stări energetice care se caracterizează prin aceea că atomul rămâne pe ele un timp ceva mai îndelungat. Ele se numesc stări metastabile. Aceste stări sunt foarte importante în realizarea laserului. Exact, de-aia am folosit eu că zic trebuie să avem cel puțin trei nivele, un nivel de bază, unul intermediar și un nivel metastabil. Și deci nivelul intermediar este de fapt nivelul metastabil. Exact. Și pe nivelul metastabil, da, atomul poate să rămână preț de câteva milisecunde, spre deosebire de celelalte stări excitate, în care atomul rămâne un timp foarte scurt, 10 la minus 9, 10 la minus 10 secunde. Deci e diferență mare. Chiar am pomenit că e vorba de câteva nanosecunde acolo. În două nanosecunde deja trece peste în starea fundamentală minimă. Da. Și acum
Puteți să-mi spuneți mai mult despre rolul nivelului metastabil? Deci, câteva milisecunde stă acolo și cum ne ajută treaba asta în realizarea unui laser? Da. Ca să realizăm, știm cu toții că în laser se realizează aceste tranziții stimulate. Ce înseamnă această tranziție stimulată? Când atomul se află într-o stare excitată, ceea ce înseamnă de fapt că un electron, să zicem, de pe ultimele nivele energetice, sare pe un nivel energetic superior. Atunci, dacă avem un foton, întrucât starea asta excitată nu este o stare stabilă, un foton care se îndreaptă spre atom și care are o anumită energie, va declanșa imediat revenirea pe nivelul fundamental. Asta înseamnă emisie stimulată și dacă vrem ca să avem o emisie de mare putere, deci să să existe mai mulți fotoni emiși, atunci obligatoriu trebuie să avem un nivel metastabil de pe care să se acumuleze electroni și care să treacă masiv pe nivelul fundamental. Și în acest caz, radiația laser se poate pune în evidență și are intensitate măsurabilă și detectabilă, evident. Cu alte cuvinte, avem nevoie de o inversie de populație. Sigur că da. Deci fenomenul acesta se realizează de regulă prin inversie de populație, deci trecând electronii pe nivele superioare și apoi în momentul în care numărul de electroni de pe nivelul superior depășește un anumit prag, spunem că am realizat inversia de populație, inversia se realizează prin fenomenul numit pompaj, și evident se face cu absorpție de energie. De regulă, pompajul urcă electronii pe nivele ceva mai sus de nivelul metastabil. Așa. Și după aceea electronii încep să revină pe nivelul metastabil unde se acumulează, iar un foton venit din mediu, care poate fi chiar un foton a radiației spontane, declanșează tranziția aceasta stimulată. Cred că mai trebuie pomenit aici și faptul că diferitele nivele de energie pe care pot fi electronii corespund cu anumite lungime de unde, de fapt cu anumite energii ale fotonilor care intră în atom, nu? Sigur că da. Deci, în primul rând, nivelele energetice ale atomului, spunem noi, sunt cuantificate. Fiecare tip de atom are un anumit buletin de identitate care este dat de valorile energiilor cuantificate ale atomului. Radiația care este emisă în cadrul radiației laser este strict legată de distanța dintre nivelele energetice. Și deci putem realiza, să zicem, teoretic radiații laser cu diverse culori în funcție de nivelele energetice de pe care se dezexcită electronii. Și asta ar însemna că, de fapt, dacă vreau să obțin culori diferite, eu ar trebui să am atomi diferiți, nu? Că energiile astea diferă de la atom la atom, nu? Da, și atomi diferiți, dar mai mult să realizez tranziția aceasta stimulată între diverse nivele energetice. Există lasere care emit și lumină verde și lumină de altă culoare, fiindcă folosesc alte nivele energetice din tot spectrul acesta de nivele. Mulțumesc. Da. Că mai sunt multe lucruri de zis. Acum aș fi interesat să aflu despre mai multe despre proiectul ELI. Eu am pomenit chiar în partea de final numai câteva cuvinte despre ELI, de fapt. ELI e proiectul ELI care va genera o putere de 10 petabați. Și în 2018, iar România este parte a acestui proiect. Puteți să-mi spuneți mai multe ce se urmărește cu ELI? Proiectul ELI este un proiect în care țara noastră joacă un rol foarte important. Este un proiect în care partenerii sunt Ungaria, Ciuslovacia și România. Este un proiect european în care se vehiculează, evident, foarte mulți bani, fiindcă cercetarea fundamentală este, până la urmă, o cercetare care necesită mulți bani. Da. Și în țara noastră se va construi un laser de putere extrem de mare, este un laser în impulsuri, care în principiu se va folosi pentru studiu proprietăților materiei în condiții extreme sau pentru aplicații medicale.
Bazele acestui proiect, să știți că au fost puse la Brașov când a fost o conferință, Advanced Laser Technology, în 2006. Atunci au fost discuțiile între parteneri și cu ocazia acestei conferințe s-au stabilit ce trebuie să facă fiecare partener în cadrul acestui proiect. Și cu un asemenea laser, eu o să pot să am un pistol cu laser, de exemplu, dacă vreau? Aveți omorât foarte multă lume, dacă... Da, dar am înțeles că un asemenea laser ar trebui să fie enorm ca dimensiune, nu? Da, este, da, este un laser, în primul rând, care este realizat în mai multe etaje. Pulsurile sunt amplificate de la un etaj la celălalt. Pulsul de laser, este vorba despre un laser în impulsuri. Timpul unui impuls este de ordinul femtosecundelor, deci asta înseamnă 10 la minus 14 secunde, 10 la minus 15, scuzați-mă, secunde, ceea ce este un timp foarte scurt. Nu se pot construi lasere de puteri foarte mari în undă continuă, așa cum este laserul cu heliu neon sau laserul cu rubin, de exemplu, fiindcă de mediu activ s-ar volatiliza la astfel de puteri. Deci este un laser în etaje, iar pulsurile laser sunt foarte înguste în timp. Dar în acest timp foarte scurt, radiația laser este dirijată pe o substanță care este pur și simplu evaporată. Da. Și acum eu am înțeles că la asemenea energie o să avem de-a face cu temperaturi de milioane de grade Celsius, nu? Da, mai mari decât în soare, cred. Da. Mai mari. E chiar bine că avem un proiect în România chiar așa de interesant. Deci vreau să zic că trebuie să renunț la visul meu cu pistolul cu laser, nu? Sau sabie cu laser. Să vă jucați cu grijă cu el. Da, deci deocamdată nu avem așa ceva. Despre laser, încă mai fi multe întrebări. Acum aveam o întrebare. Cum putem folosi laserul ca să obținem fuziunea elementelor? Că am înțeles că în SUA avem deja, este un asemenea laborator în care obții fuziunea unor elemente. Și lucrul acesta se poate realiza numai în soare, din ce știm noi. Da, laserul este angrenat în multe activități, dar și în proiecte cu mare însemnătate chiar pentru întreaga omenire. Ceea ce spuneți dumneavoastră se referă la aplicațiile laserului în realizarea fuziunii nucleare. Da. Știm cu toții, de exemplu, că fuziunea nucleară are loc în mod natural în soare, și tot timpul noi ne încălzim cu căldură de la soare, fiindcă acolo au loc reacții termonucleare. Ei, laserul de mare putere dezvoltă o astfel de energie termică atunci când este iradiată o substanță, încât ar putea să declanșeze această reacție de fuziune. Se știe că reacția de fuziune are loc și într-o bombă nucleară. Dar nu știu dacă, sigur, dacă mulți știu, bomba aceasta este de fapt compusă din două bombe. O primă bombă care se bazează pe fisiunea nucleară și care folosește uraniu în special, da? Și care dezvoltă suficientă energie pentru a demara procesul de fuziune a nucleelor de hidrogen. Laserul se încearcă să fie folosit pentru a declanșa, pentru a realiza energia aceasta primordială, pentru a realiza fuziunea nucleelor de hidrogen. Și am citit și eu în februarie 2014, chiar au fost primele rezultate îmbucurătoare. Da. Este vorba de laboratorul Lawrence din California, în care 200 de lasere extrem de puternice pur și simplu volatilizează o țintă în care se găsesc atomi de hidrogen. Evident, prin fuziune rezultă atom de heliu. Și acum, dacă reușesc ei să obțină până la urmă fuziunea asta, nu e un pericol? Dacă ai ceva atomi acolo, nu explodează totul sau cum? Fuziunea, dacă explodează totul, este... Deci avem o bombă. Ceea ce este important este să și controlăm acest proces de fuziune, să putem să facem să se contopească, să fuzioneze un număr dat de nuclee, pentru ca să putem controla reacția de fuziune.
prin radiația laser, controlând puterea radiației, se poate realiza un control al reacției de fuziune, da. Și în acest caz noi o să scăpăm de groaza lipsei de combustibil, pentru că o să ne facem, o să luăm o găleată de apă, o introducem în reactorul de fuziune și o să avem suficientă energie pentru o iarnă întreagă. Perfect, deci până la motoarele de fuziune, totuși, cred că mai avem timp destul. Sigur că da, deocamdată sunt abia raportate primele rezultate legate de realizarea fuziunii. Și după dumneavoastră, în câți ani de zile sau în câte decenii sau secole am putea avea și noi un asemenea motor de fuziune sau cu fuziune? N-aș putea să vă dau, un astfel de termen. Ceea ce pot să vă spun este că se lucrează la această problemă încă de prin 1950 și controlul reacției de fuziune este încă o mare problemă. Sunt instalațiile acelea, anumite instalații tokamak, în care plasma extrem de fierbinte este accelerată și se încearcă fuziunea. Plasma este ținută în absența frecărilor între niște magneți supraconductori, dar încă nu s-a putut controla această reacție de fuziune. Da, avem vești dezamăgitoare pentru mulți oameni. Da. Cam da. Acum, o dar ultimă... fizicienii sper eu că vor rezolva problema. Sunt sigur și eu că ce tehnologie avem acum nu se gândea nimeni în urmă cât 50 de ani. Da. Nivelul la care vom fi astăzi. Acum, mai aveam încă o întrebare. Am pomenit la un moment dat de maseri și știu că ei au fost foarte importanți în crearea laserilor. Laserii nu sunt primii care au fost creați pe acest principiu. Puteți să-mi spuneți câteva lucruri despre maseri? Da. Spre deosebire de laser, evident, maserul funcționează în altă gamă de frecvențe, deci funcționează cu alt tip de radiație, funcționează cu radiația de microunde, chiar și nume de maser, M înseamnă microwave, adică microunde. Da. În cadrul maserilor, nivelele între care apare tranziția aceasta stimulată sunt niște subnivele Zeeman, care se obțin prin plasarea atomilor respectiv, care au nivelele corespunzătoare, plasarea atomilor într-un câmp magnetic. Câmpul magnetic acționează asupra momentelor magnetice, în special momentele magnetice de spin ale electronului, despică nivelele energetice și între aceste subnivele Zeeman se produce această radiație maser. Radiația maser, fiind undeva în domeniul acesta de 10 la puterea 10 a herți, 10 la 9, 10 la 10 Hz, este foarte susceptibilă însă la zgomotul termic și de aceea maserele nu pot funcționa la temperatură obișnuită, decât la temperatură foarte scăzută, în speță la temperatura heliului lichid. Maseri, sigur, dacă construim o astfel de maser, el va funcționa foarte bine dacă îl trimitem în cosmos, pe un satelit, fiindcă acolo temperatura este suficient de scăzută și ceasurile atomice de pe satelit sunt, de fapt, niște maseri, niște oscilatori cuantici. Și acum, în afară de utilitatea asta cu ceasurile atomice pe sateliți, maserii la ce ar mai putea ajuta dacă i-am construit? Sunt, deci... În primul rând, în telecomunicații, deci toate semnalele care ajung pe un satelit sunt amplificate și amplificarea se face în acești maseri. Maserul funcționează atât ca oscilator, cât și ca amplificator. Deci, dacă noi am vrea să ne gândim, maserul e de fapt un laser, dar în spectrul microundelor. Exact. Și acum, la un moment dat mă gândeam, zic, dacă am vrea să tăiem un material cu un laser, avem o anumită energie care trebuie să o consumăm. Dar dacă vrem să tăiem același material cu un maser, cred că ar trebui să consumăm mult mai multă energie, nu? Că vorbim de frecvențe mai joase și înseamnă energie și mai joase. Energie mai mici, evident. Mai mici. Energie mai mici. Nu știu dacă maserul poate fi folosit la tăieri. Dacă ar trebui să folosești energie probabil de 10 sau sute de ori mai mari. Și implicit coeficienții de reflexie sunt mult mai mari în domeniul ăsta.
Da, e bine că măcar îi putem folosi la comunicație și pentru ceasurile atomice. Acesta este scopul lor. Suficient. Da. Și evident, la radiolocație și așa mai departe se pot folosi. Da, pentru că atmosfera poate să absorbă o parte din radiație și atunci e bine să o ai amplificată, nu? Da, dar maserii s-au născut ca o necesitate în radiolocația avioanelor, fiindcă maserii s-au obținut prima dată în cercetări cu scop militar. Da. Abia după aceea s-au pus pe sateliți și am realizat cu ei ceasurile atomice, pe care am văzut că din când în când trebuie să le reglăm, fiindcă apare fenomenul relativist. Da. Și tot cu ajutorul maserilor, da, se trimit semnale de GPS și altele. Mulțumesc! Acum mi s-a răspuns la foarte multe întrebări. Dacă cineva mai are întrebări, e rugat să lase comentariul la filmul de YouTube sau pe pagina tehnocultura.ro. Mulțumesc frumos că ați venit aici! Domnilor și domnilor, a fost domnul conferențiar dr. Nicolae Crețu de la Universitatea Transilvania. Acum să mergem la partea de știri. Mulțumesc!